Bună seara! Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, pentru cei care nu mă cunosc, sunt Mirei Rădoi, directoarea Bibliotecii Centrale Universitare Carol I și vă spun bine ați venit în acest amfiteatru extraordinar, care în cei peste 130 de ani care s-au scurs de la semnarea actului fondator, a găzduit mii de evenimente culturale, de cea mai înaltă ținută, conferințe, dezbateri și, desigur, lansări de carte. Prefața volumului care ne-a adus astăzi împreună se numește Precuvântare la cartea devenită oglinda sufletului și este semnată de președintele Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop, care își exprimă regretul că nu poate participa. Așadar, nu se putea concepe o mai onorantă alăturare de instituții ai căror reprezentanți să salute și să susțină îndrăznețul demers al artistului complex Paul Surugiu, foarte bine cunoscut sub numele de Fuego. Dar cel care îl cunoaște cel mai bine, deoarece l-a prezentat din vremea festivalului Mamaia, adică încă de la debutul lui Paul, este omul de cultură, jurnalistul, cel care tocmai pentru că se confundă cu substantivul de prezentator nu mai are nevoie de altă prezentare, cu vocea sa inconfundabilă, domnul Octavian Ursulescu, pe care îl invit în scenă să ne spună câteva cuvinte despre autor și despre carte. Așa puțin mai încet. Aici nu sunt notițele mele, să știți, dar dacă domnul președinte al Academiei n-a putut veni, îi ține locul cu siguranță domnul academician Răzvan Teodorescu. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Așa cum văd, nu pot vedea chiar în toată sala, dar aici în primele rânduri văd oameni nu neapărat legați de muzică, cum este domnul profesor Constantin Dulcan. Mă bucur mult că ați venit, dar nu neapărat îndepărtat de muzică, pentru că țineți minte, cei care iubiți muzica ușoară, cât a îngrijit o carte și ce prefață minunată a scris la volumul de amintiri al Corinei Chiriac. Într-adevăr, deci domnul Dulcan s-a apropiat atunci, cred, de muzica ușoară. E un privilegiu pentru noi, vă mulțumesc, doamna directoare, că într-adevăr ne-ați primit în acest amfiteatru, în această casă a cărții, pentru că la urma urmei o carte aici trebuie lansată, aici sau într-o librărie, mai ales că nu prea se mai vinde carte, nu prea se mai citește, se știe acest lucru foarte bine. Deci un privilegiu pentru noi toți de a ne afla împreună și vreau să vă mai spun ceva. Paul Surugiu Fuego a făcut un lucru extraordinar. Ne permite să ne mai întâlnim, aproape că nu ne mai vedem. Nu, sunt concerte, filmări sunt puține, spectacole și așa mai departe. Aici am văzut atâta lume cunoscută, atâția oameni dragi și mă bucur foarte mult că suntem împreună. Iar privilegiul personal pentru mine este acela că îl cunosc pe Paul, probabil între primii, poate chiar în afară de familia lui. Acum vreo 34 de ani, compozitorul George Grigoriu, care stătea nu departe de mine, pe Vasile Lascăr, m-a invitat, deseori mă chema să mai ascult un cântec, să mai ascult câțiva elevi și a zis, vino mâine să-ți prezint câțiva tineri foarte talentați. Nu mi-aduc aminte de fete, parcă era o solistă Ioana Angel, dar mi-a reținut atenția un băiat timid, slăbuț, foarte tare, venit de la Turda, Paul Surugiu se chema. E, n-a trecut multă vreme și în 1993 George Grigoriu i-a făcut loc la festivalul de la Mamaia într-un micro-recital. Deci, practic, nu uitați, anul viitor, Paul Surugiu Fuego aniversează 3 decenii de la lansare. Să fiți cu toții prezenți! Probabil va fi un mare spectacol pe stadion. Ia uite admiratoarele!
V-am recunoscut, doamnelor, sunt nelipsiți anumiți prieteni. Îi numesc prieteni, nu admiratori, cei care sunt mereu alături de acest corifeu al muzicii ușoare române. Și nu numai ușoare, ci și populare. Ei bine, de atunci au trecut multe, acesta a fost debutul, discuri de aur, de platină, turnee în întreaga lume, vreo 10 discuri de aur, vreo 7 de platină, a cântat în toată lumea, în America, la Chișinău este o vedetă, artist al poporului din Republica Moldova, la nici 35 sau 36 de ani. Vă dați seama, însuși președintele la Chișinău l-a învestit cu această onorată titulatură. E un lucru care ne onorează și pe noi ca români. Nu mai trec în revistă succesele lui, le cunoașteți foarte bine, a subliniat doar faptul că an de an organizează și este protagonistul la două turnee naționale, că editează 3-4 discuri anual, că este prezent la Sala Palatului și la Marea Sală a Palatului Național de la Chișinău, an de an, că aduce alături de el marile orchestre și mari compozitori al lumii, cum ar fi Eugen Doga, de exemplu, marele compozitor care, practic, prin spectacolele lui Paul, a ajuns să cânte pentru prima oară, e rușinos pentru noi, dar ăsta e adevărul, pe scena Sălii Palatului din București. De fapt, știți când l-am cunoscut prima oară? Cred că 94 era, când Joseph Haddad, bucătar șef, mie nu-mi place termenul ăsta de șef, avem și așa prea mulți șefi, bucătar șef la Casa Vernescu, păi eu mai colaboram, mai mergeam pe acolo, m-a invitat și a spus, vezi, peste câteva zile organizăm o seară pentru toți angajații noștri și pentru familiile lor. Unde? La hotelul București. Așa se chema atunci, acum are un nume străin. Eu mă întreb dacă în curând capitala României nu își va schimba cumva numele și va căpăta o titulatură străină, că aproape nu mai e nimic românesc în țara asta. Dar asta e altceva. Ei bine, și acolo, ce credeți că am descoperit? Un pușcovest roșie, care a înflăcărat întreaga sală cu ritmurile sale latino. Acolo am descoperit că Paul Surgiu devenise Fuego, se înflăcărase și devenise Fuego. Extraordinar a fost recitalul și de atunci pot spune că i-am urmărit reinventarea ca ziarist, ca poet, compozitor. Și iată-l acum, bine, ziarist și titular de editoriale la revista Taifasuri, o parte dintre ele, eu aș fi pus mai multe dintre ele, pentru că sunt foarte, foarte reușite, parte dintre ele sunt înglobate în această carte. Și în sfârșit, al doilea privilegiu, în ce mă privește, se referă la faptul că eu am avut ocazia să citesc această carte, pentru că l-am rugat să mi-o trimită, pentru a ști ce se întâmplă acolo și vă pot spune că am descoperit un Paul Surgiu Fuego mult mai profund, deși eu îl cunosc foarte bine, mult mai profund, mai cald, mai uman, mai inteligent decât cel pe care îl cunoașteți dumneavoastră. Dincolo de aceste portrete artistice cunoscute din publicațiile vremii, veți descoperi un om preocupat de viață, de moarte, de relațiile umane, de prietenie, de succes și felul cum el reușește să răspundă celor care l-au atacat în mod nemeritat, știți prea bine, dovedește o superioritate mentală, intelectuală extraordinară. Este o carte pe care vă invit din toată inima să o citiți, dar să o citiți serios, pornind de la prefața atât de laudativă și descoperiți acolo un Fuego așa cum nu-l știați, cu siguranță. Eu am fost impresionat de faptul că, de exemplu, povestește acolo că eram mic la Turda și și-a amintit de o actriță care era vedeta teatrului din Turda, Stella Furcovici se chema. Nu știu dacă n-a jucat Corina ea într-un film, Ecaterina Teodoroiu, ea o fi fost, nu știu. În orice caz, el își amintește, mergea la teatru de mic și nu întâmplător, el a devenit actor, este un recitator extraordinar și un om care știe, de exemplu, să pună versul alături de muzică. Cele două discuri realizate împreună
cu compozitorul Jolt Chereste și cu poeții Narcisa Vădănei și Adrian Ardene, dovedesc din plin acest lucru. Deci nu numai muzică, poezie, rafinament și bun, bun gust. Deci nu uitați să citiți cartea și acolo am descoperit și eu ceva. Nu știam acest lucru, știți că al doilea prenume al său este Ciprian și el mi-a zis, toți în familie îmi spun Cipi. Și cum noi suntem aici în marea familie a lui Paul Surgiu Fuego, putem să-i spunem și noi Cipi, nu? E, să ne pregătim așadar să-l invităm în scenă pe cel care sigur este și un cântăreț bunic. El mai și compune, mai scrie și versuri, dar în primul rând este scriitor, scriitorul Paul Surgiu Fuego! Să țip. Sunt tot o rană, sunt pustia care plânge spre cer cu lacrimi de nisip. Mă doare ceața, steaua ce-o străbate, mă doare iarba, cea pe care o calc. Și inima în pieptul meu se zbate ca o pisică oarbă într-un sac. Sunt rana peste care s-a pus atâta sare, sunt lacrima ce-mi lunecă pe chip. Nu mă călca pe umbră, că tare mă mai doare de mă atingi cu ochiul mă-nfirip. Sunt rază încălcită într-o perdea, sudoarea pietrei, umbra din cărare. Mă dor tăcerea ta și vorba ta, atât de dragi și de înșelătoare. Sunt rana peste care s-a pus atâta sare, sunt lacrima ce-mi lunecă pe chip. Nu mă călca pe umbră, că tare mă mai doare de mă atingi cu ochiul mă-nfirip. Sunt rana peste care s-a pus atâta sare, sunt lacrima ce-mi lunecă pe chip. Nu mă călca pe umbră, că tare mă mai doare de mă atingi cu ochiul mă-nfirip. De mă atingi cu ochiul mă-nfirip, de mă atingi cu ochiul mă-nfirip.
mulțumesc! Vă mulțumesc frumos, bine ați venit, dragii mei prieteni! Muzica e scrisă de mine, dar versurile inegalabile sunt ale lui Nicolae Dabija, Dumnezeu să-l odihnească, cel pe care l-am pierdut de curând în această pandemie. Vorbim despre lansarea unui vis, a unor emoții. Vreau să mulțumesc în primul rând celei care ne-a găzduit, doamnei conferențiar universitar Mirei Rădoi, prima femeie directoră a acestei instituții. Să rămână. E vorba de Biblioteca Centrală Universitară Carol I. Îi mulțumesc din suflet, vreau să mulțumesc BookZone România, cei care au editat această carte, Confesiuni cu sufletul pe scena vieții. Și desigur lui Octavian Ursunescu, care s-a dus în loja regală pentru... pentru această prezentare minunată, dar vreau să spun, e mult prea mult pentru mine, pentru cine sunt și pentru ceea ce fac. Îți mulțumesc oricum pentru cuvintele frumoase, Tavi. Ei bine, cartea se lansează astăzi. Această carte este despre sufletul meu. Este, dacă vreți, o autobiografie a simțurilor mele, a simțirilor mele, a gândurilor mele, nici într-un caz o autobiografie a vieții mele, a convingerilor mele, poftim dacă vreți, și principiilor mele. Nu aduc nimic modern în această carte, nu aduc nimic monden, nu metalez episoade nesemnificative sau picante, ci pur și simplu expun niște bucurii, niște tristeți, gânduri din ani și crezuri la care țin și pentru care lupt în permanență, de la dragostea de țară, la simbolurile Crăciunului, de la istorii despre bunul simț și valoare, până la iubire, modestie și societate. Dincolo de aceste lucruri veți cunoaște un fragment din marea cultură română, văzută prin ochii mei, prin portretele de suflet care mi-au influențat parcursul și la brațul cărora am stat cu mari emoții. Am zugrăvit câteva din portretele celor care reprezintă ceva pentru mine, dar și pentru țara aceasta, mari personalități culturale ale României mari. N-aș fi avut cum să-i cuprind pe toți și cu siguranță va exista un alt volum, poate mult mai complex, cu toate istoriile despre oamenii pe care îi iubesc și care reprezintă enorm pentru neamul acesta românesc. Vreau să vă spun din start că eu nu sunt un scriitor, nu am pretenții de acest gen și nu mă consider vreun exemplu. Sunt un om căruia îi place să-și împărtășească opiniile și gândurile și cred că după 30 de ani de activitate, an pe care îi împlinesc chiar la anul, în august, de carieră în care am evoluat și în care am reușit să am anumite performanțe, în care am slujit cu devotament muzica noastră ușoară românească și arta românească, cred că am dreptul și puterea de a contura, dacă vreți, anumite idei și de a șterne fără statut de adevăr absolut sau nevoie de confirmare o parte din ceea ce sunt, din ceea ce gândesc, ce fac și cum am ajuns aici prin intermediul celor care mi-au pavat drumul cu genialitatea și exemplul lor. Confesiunile acestea din cartea mea, Confesiuni cu sufletul pe scena vieții, nu sunt bombastice, nu au neapărat vreo valoare literară supremă și nu sunt un conținut măreț cu o anumită stilistică, sunt doar emoții, atât. Emoții așezate decent pe o coală de hârtie imaginară. Cartea lansată de mine nu este despre un star, despre o vedetă.
Cartea aceasta este despre un puști normal de la Turda, din județul Cluj, cu un talent la purtător, care a luptat enorm și luptă ca să facă lumea mai bună și mai frumoasă prin arta sa. Eu asta sunt, Cipi, băiatul din Ardeal, cu drag de țara lui, cu asumare, muncitor, vreau să cred că sunt și profesionist, cu dorința de a răzbate și cu singura credință, aceea de a oferi oamenilor calitate. Cred că asta e cel mai important, să oferim oamenilor calitate. Așadar, dacă vreți să mă cunoașteți mai bine, citiți-mi cartea Cu sufletul pe scena vieții. Mulțumim! Dragă Paul, te invit alături de mine. Cum s-ar spune, nu ești un scriitor consacrat, dar poți deveni. Dar da, astăzi ești aici în calitate de autor, iar eu ca gazdă a acestui eveniment te poftesc alături de mine. Și ca la orice lansare de carte, în cazul dat a unei cărți foarte frumoase, ca obiect, dincolo de ce conțin paginile ei, vă spun că este apărut în condiții grafice de excepție la editura Book Zone. Am să o invit acum pe doamna Ioana Mogoșanu să spună câteva cuvinte, sunt convinsă că e emoționată, o văd. Nu cred că a fost un proiect simplu. Dar vă felicit pentru modul în care arată cartea aceasta, care chiar merita să arate bine. Mulțumesc! Așa este. Bună seara! Îți mulțumim, Paul, că ne-ai ales să fim editorul cărții tale și vă mulțumesc, doamna Mirei Rădoi, pentru îngăduința de a organiza acest eveniment aici. Ceea ce m-a impresionat din primele pagini, când am primit manuscrisul lui Paul, a fost tonul personal și sincer cu care a scris întreaga carte, care este, dincolo de toate, povestea unui om și mai mult decât povestea unui artist. Eu am văzut această carte ca pe o lecție de viață. O lecție de viață în care valori precum modestia, bunul simț, dorința de a munci din greu pentru a-ți atinge visul, patriotismul, iubirea de frumos, de artă, ar trebui să primeze în viața fiecăruia. Am văzut-o în același timp și ca pe un semnal de alarmă, pentru că aceste valori, pentru unii dintre noi, încep să fie uitate. Și eu cred că, cel puțin eu, că aceste valori ar trebui să primeze pentru a avea o existență cu sens. Eu am rezonat foarte mult cu principiile și gândurile pe care tu le-ai așternut în aceste pagini și aș vrea să te asigur de implicarea echipei Book Zone ca această lecție de viață, cum îmi place mie să-i spun, nu e doar o carte, să ajungă la cât mai mulți cititori și chiar să inspire. Avem mare nevoie de oameni și de cărți ca acestea. Mulțumim! Mulțumim, Ioana Mogoșanu, editura Book Zone. Eu cred că dumneavoastră ați fost curajoși că v-ați asumat să lucrați cu un om atât de exigent, cu sinele în primul rând și cu cei din jur. Asta am învățat și noi de câteva zile. Bine, aveam așa o oarecare bănuială că da, Paul este atent la detalii. De vreo două zile stau aici și mă tot uit și tot analizez. Sunt și zodia Fecioarei, deci vă dați seama că... Da, maestru Ursulescu a menționat mai devreme câteva lucruri despre tine, dragă Paul, printre care faptul că ai reușit performanțe extraordinare, confirmate inclusiv prin faptul că ți s-a acordat titlul onorific de către președintele țării în care sunt români alături de noi, de către președintele Republicii Moldova în 2012. Deci ești, nu știu cât de scriitor, dar un ambasador cultural extraordinar, fără doar și poate. Și aș vrea să te întreb cum a fost momentul acela. A fost un moment foarte emoționant, pentru că țin minte în anul 2012 când s-a întâmplat lucrul acesta.
la reședința de stat la Chișinău au fost premiați 40 de dascăli. Cred că ăsta a fost cel mai important moment al acelei zile. Să-i văd pe cei 40 de dascăli, toți cu o vârstă respectabilă, care au vorbit, atenție, corect în limba română. Au vorbit despre dragostea de țară, despre Ștefan cel Mare, despre Eminescu, care este divinizat la Chișinău, iar momentul acela în care a venit prima învățătoare a domnului președinte, care avea vreo 90 și ceva de ani, și a spus: Culiță, cum ai ajuns tu, dragul mami președinte? N-am crezut vreodată să văd asta. Au fost niște emoții extraordinare în sala aceea, pentru că toți acei dascăli au vorbit despre România Mare, despre faptul că ei o viață au predat în limba română și atâtea generații și generații au putut să învețe corect istoria noastră. A fost un moment pe care n-am să-l uit niciodată și sunt fericit de fiecare dată când privesc acea înregistrare video. Mulțumim pentru că ai împărtășit cu noi aceste emoții care îți fac cinste, care îți fac onoare, da, așa și e. Care ne bucură și pe noi și care cred că nu puteau fi împărtășite într-un loc mai potrivit decât acesta. Da. Acum că tot a venit vorba despre limba română și despre diplomația culturală pe care o practică sistematic și eficient, aș zice, Paul Surugiu, am să îl invit în scenă pe un prieten al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, pe un mare promotor al valorilor românești autentice, pe domnul academician Răzvan Teodorescu. Domnul profesor Răzvan Teodorescu. I'm sure you knew. S-ar putea întreba unii ce are un bătrân, foarte bătrân, academician cu muzica încă foarte tânără lui Paul Surugiu și cu mărturiile din cartea sa. Are foarte mult. Și, dragă Paul, îți mulțumesc că mi-ai adus, dincolo de faptul că în fiecare duminică îmi aduci ceva din tinereța mea, mi-a adus atâtea amintiri și atâtea mărturii despre oameni pe care îi cunosc, i-am cunoscut sau nu-i cunosc, sau nu i-am cunoscut, dar care formează ceva ce este uitat uneori. Capitolul de civilizație românească, care este muzica ușoară. Muzica ușoară, care avem această șansă să oglindească sufletul acestui popor, așa cum șlagărul franțuzesc vorbește despre poporul care l-a creat, canțona italiană, jazzul american, această muzică ușoară care întâmplător, dincolo de melos, dincolo de melodie, dincolo de inteligență, este parte a sufletului nostru. Și slujit de oameni care sunt oameni de înaltă cultură, în muzica ușoară românească, sau compozitori sau interpreți pe care i-am cunoscut. Sunt intelectuali, sau au fost intelectuali de mare ținută. Pentru mine, nu, pentru că în primul rând este soția sa, Florin Bogardo este o imagine de neșters pentru melosul românesc și cu cultura pe care o avea. Nu pot să nu mă amintesc mereu de buna mea prietenă, dispărută, Anda Călugăreanu. Și
când văd, în primul rând, pe o fostă efemeră studentă de-a mea, doamna Corina Chiriac, pot să vă spun că șuetele culturale cu Corina Chiriac au făcut mereu o imensă plăcere. Dar la Cuego este ceva cu totul special. El vine dintr-o generație care, îmi pare rău să o spun, se cam leapădă de România, din vari motive. Se cam leapădă de România. Într-o emisiune care am făcut-o cu domnul Arsene, pe care îl văd aici, am vorbit despre această lepădare de România care numai bine nu ne face. E bine, nu, Fuego, așa cum o spune și prietenul și colegul meu Ioan Aurel Pop, președintele Academiei, este un simbol național. Iubește această țară și iubește pe toți cei care gresc în românește sau cântă în românește. Am găsit pagini memorabile despre prietenul meu, Grigore Vieru, despre Nicolae Dabija, oameni pe care și acum de curând la Chișinău i-am evocat. Și mai este ceva. Fuego este de o eleganță și de o politețe desăvârșită. Chiar mult prea politicosul meu. Pentru o țară pe care o iubim cu toții, dar care se mitocanizează treptat și în spirit alert. Da, rămâi așa. Are scrisoarea aceea pe care am citit-o de două ori către, hai să spun, ca să folosesc amintirea unui mare poet, către detractorii lui. Este impecabilă. Fuego, trebuie să știi că hidrogenul și prostia sunt atot stăpânitoare în lume. Așa că n-ai ce să faci. Pentru mine, Fuego este o sărbătoare. E o sărbătoare. Las că s-a născut de ceva ce era pe vremea nașterii lui o sărbătoare. Că astăzi a trecut, asta e altceva, dar e născut la 23 august, nu? Bun. E o sărbătoare așa cum se prezintă el publicului lui. El are redingota lui. Are semnele de respect pentru public și pentru tot ceea ce face. Sărbătoarea Fuego este răzbate și în toate paginile pe care le-am citit. Paul Surgiu, îți doresc, pentru că ești foarte tânăr, îți doresc să continui să fii un simbol românesc, așa, frumos cum ești, cu admiratori și admiratoare, printre ei să știi că e și bătrânul academician care te salută. Aplauze pentru domnul profesor academician Răzvan Tăodorescu. Cele mai frumoase flori așternețeaș mereu în cave, dar nu-s pe lume asemeni flori în fața frumuseții tale. De dragul tău n-aș pregeta să mor cum mor în vânt petale, dar moartea mea ce-ar însemna în fața frumuseții tale. Ți-am adus un măr, e de la noi de acasă,
ți-am adus un măr, să fii și mai frumoasă. Ți-am adus un măr, să-l duci frumos la gură. Ți-am adus un măr, e mărul din Scriptură. Ți-am adus un măr, e de la noi de acasă. Să fii și mai frumoasă. Ți-am adus un măr, să-l duci frumos la gură. Ți-am adus un măr, e mărul din Scriptură. În cele mai frumoase țări, pe brațe eu te-aș duce agale, dar nu-s pe lumea semențări, în fața frumuseții tale. De dragul tău n-aș pregeta să mor cu morând în petale, dar moartea mea ce-ar însemna în fața frumuseții tale. Ți-am adus un măr, e de la noi de acasă. Ți-am adus un măr, să fii și mai frumoasă. Ți-am adus un măr, să-l duci frumos la gură. Ți-am adus un măr, e mărul din Scriptură. Ți-am adus un măr, e de la noi de acasă. Ți-am adus un măr, Marina, tu ești cea mai aleasă. Ți-am adus un măr, să-l duci frumos la gură. Ți-am adus un măr, e mărul din Scriptură. La ra 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 la la ra 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 la ra 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 la la ra la ra 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 la ra la ra la la. Ți-am adus un măr, e de la noi de acasă. Ți-am adus un măr, să fii și mai frumoasă. Ileana, ți-am adus un măr, să-l duci frumos la gură. Ți-am adus un măr, e mărul din Scriptură. Puțin știu că Paul a realizat busturi pentru cei doi poeți extraordinari menționați de domnul academician Răzvan Teodorescu. Își cere scuze domnia sa că trebuie să plece. A realizat busturi pentru Nicolae Dabija și Grigore Vieru, amplasate la sediul ziarului Literatura și Arta și la Centrul Internațional Eminescu de la Chișinău. Și am mai făcut foarte multe alte lucruri pe care puțin le știu, n-o să le dezvolu eu acum. Nu aș vrea să mă laud cu lucrurile acestea. Păi nu trebuie să te lauzi tu, că avem noi grijă. Încerc să fac lucruri frumoase pentru oameni și cred că asta e un lucru important pentru mine. Am deschis drumul către proiectul meu de caritate, care se cheamă Artă pentru Suflet, acum vreo 7 ani. Am reușit să strângem fonduri în fiecare an pentru artiștii bolnavi, în primul rând,
majoritatea au plecat dintre noi, dar asta e viața. Și încercăm să facem și lucruri frumoase pentru tinerii artiști. Aveți în fața dumneavoastră o tânără pe care am lansat-o când era copil în turneele mele naționale prin țară. Mai târziu a debutat la televiziunea română în emisiunea mea și astăzi este eleva marelui Gheorghe Zamfir, Mădălina Lupu. Îți mulțumesc, Mădălina. Lângă Mădălina este liderul formației Supermarket și prietenul meu care ia deciziile importante atunci când se cântă muzică live în studioul 3 al televiziunii române la Drag de România Mea. Aplauze pentru Vlad Crețu. Și prietenul meu de peste 20 de ani, perioada în care eram angajat la Teatrul Alexandru Davila din Pitești, la revistă, direct dirijorul estradei piteștene, domnul Vicențiu Perniu. Dragă Paul, ai menționat așa foarte rapid, ai trecut repede peste faptul că faci filantropie, ajuți tinerii artiști prin vânzarea, pictezi, asta înseamnă că nu ești, ești un artist complex și am menționat asta și la început, pentru că te adresezi inimii și spiritului prin mai multe arte, acum și prin literatură, pentru că așa se face. Dar din vânzarea picturilor tale, tu ai finanțat proiecte serioase, consistente, pentru tineri artiști, pentru copii speciali, pentru tinere talente, cum ai menționat, și ai înțeles că un spațiu cultural poate să evolueze coerent doar dacă nu își reneagă trecutul, îl prețuiește pe deplin, acordându-i însemnătatea cuvenită, așa că aproape 500 de artiști ai încurajat, pentru ei ești un model, nu doar pentru ei, și asta e important, pentru că adesea se vorbește despre criza de modele. Eu cred că avem modele și tu ești unul dintre ele. Mulțumesc! Și pentru că tot am ajuns aici, am să-l invit, am să-l rog pe profesorul universitar doctor Dumitru Constantin Dulcan, o personalitate care a consacrat sintagma inteligența materiei și după care s-a vorbit despre materia inteligenței. Aula unei instituții care are drept motto de spiritu et anima. Bună seara, distinse doamne și distinse domni. Domnul Octavian Ursulescu spunea că eu vin din afara muzicii, dar vreau să vă spun că nu de foarte departe. E adevărat, m-am născut într-un sat argeșean, și prima muzică pe care am auzit-o era mama și sora mea, mai ales în iernele, nopțile de iarnă, sele de iarnă. A fost muzica pe care o cântă doamna Floarea Calotă și, da, prima muzică și cred că o să numesc simbolul muzicii populare, Telormanul, pentru că domnia sa, nu numai că are o voce cu totul deosebită, dar nuanțările pe care le face este ecou unei inteligențe atât native cât și instruite. Mulțumesc, doamna Calotă! Ulterior, am venit la București și atunci m-am înscris la curs de inițiere muzicală și mi-aduc și acum aminte de Alfred Alexandrescu, cum ne-a arătat, de pildă, Sinfonia Destinului, cum bătea moartea la ușă. Și atunci am înțeles, da, că și muzica simfonică are un sens, are un înțeles și ea poate fi gustată. Mai târziu m-a interesat foarte tare muzica de operă, am iubit tenor de mult pe Verdi, că a plăcut toți tenorii, am ascultat toți cei care au venit în țară sau care am dus să-i ascult pe intermediul lor în primări. Așadar,
cu muzica n-am fost foarte departe. Vorbim despre Paul. Paul Surgiu sau Fuego, cum îi spune el, nu e de scenă, este un veritabil intelectual. Balează un registru foarte larg al culturii. Observați cum a vorbit domnia sa despre românismul din da, frații de dincolo de Prut. Observați cu câtă căldură, cu câtă afecțiune, cu câtă fervoare. Paul Surgiu este un om al sufletului, al inimii. Și chiar și cântecul acesta cu merele, simbolul lor, el cântă, de fapt, aleanul românului, cântă acele valori ale sufletului și ale inimii pe care absolut orice om din această țară nu poate să nu le evalueze, nu poate să nu-l trăiască, nu poate să nu-l simtă. Paul Surgiu are o prezență scenică, dar nu numai scenică, și într-o întâlnire de un ordin strict ocazional, m-am gândit mult ce impresionează la el. Uitați-vă acea privire de acolo. Este o privire extrem de inteligentă, extrem de vie, penetrantă. Este o privire pe care nu o poți uita. Dincolo de asta, are această față leonină, o față de scenă, o față chiar fotogenică, dacă vreți să spuneți. Nu sunt expert în domeniu, dar am realizat că fețele care au convexitate exterioară reflectă lumina și atunci ele fotogenic. Cei care au o față concavă, atunci pe golul feței este o umbră și fotografia nu este fotogenică. Probabil că de aia nu m-am făcut actor pentru că nu aveam această față leonină. Prezența domniei sale este una fără îndoială impresionantă. El îi spune că eu sunt o ființă jovială și simplă. Da, dar această simplitate este o noblețe de cu totul altă factură. Este acel ceva care nu poți să-l uiți, care rămâne pur și simplu simplist, atras, anexat de sufletul tău. Acesta este Paul Surgiu. Citind ce a scris despre confrații săi, n-am fost de acord cu afirmația domniei sale că nu este un bun scriitor. Am să vă dau exemplu, ceea ce scrie contrazice. Am să vă dau exemplu care mi se pare extrem de important. Uite, vorbește despre Maria Lătăreciu. Am ascultat-o pe viu. Și zice așa, avea o mierlă în glas. Mai simplist, noi am fi spus, avea un glas frumos, seducător, etc. Domnia s-a găsit acest termen, o mierlă în glas. Mai departe, era o desfătare, un strigăt. N-am auzit niciodată o astfel de... un strigăt. Este ca și cum cineva ne atrage atenția de undeva și spune, alo, atenție! Aceasta era Maria Lătărețu. Sau, despre Maria Ciobanu, auziți expresie, trezește furtuni, super, răstoarnă Carpații. Am stat și m-am gândit că oricine ar fi încercat să exprime aceste lucruri fără să aibă un har, un talent, pur și simplu, ar fi găsit cuvinte care sunt la îndemâna tuturor, dar nu aceste cuvinte, ceea ce mi s-a părut extraordinar. Ce să spun despre patriotismul lui, despre această adeziune la pământul acestei țări, care mi se pare de extraordinară importanță. Iată ce spune. România este leagănul culturii și modul prin care simt că aparțin lumii, spune domnia sa. Despre limba română veți citi în această carte, pur și simplu, ridică un, înalță un imn. Este extraordinar și își exprimă regretul că limba română este ignorată, par împotrivă, barbarizată, cu o serie întreagă de împrumuturi. Eu sunt de acord că o limbă este, da, este un instrument viu și că este foarte bine să o îmbogățim cu alți termeni.
împrumuturi din alte limbi, pentru că până la urmă toate limbile au împrumuturi. Dar acelea trebuie să înlocuie acele expresii pe care nu le avem. Dar când avem termeni atât de neauși, atât de frumoși, de ce trebuie neapărat să facem muz de niște barbarisme? N-am să înțeleg lucrul ăsta. Dragă Paul, vreau să-ți reții ceva pentru memoria ta pe care l-am scris și ți-l citesc. Sub un chip frumos de adevărat star, sub impresia de inocentă adolescentină, descoperindu-mi la Fuego profunzimea unei maturități creatoare și responsabile, mult prea responsabile pe scena lumii. În Fuego arde un foc, în continuu întreținut din prea plinul energiei sale de interpret și creator de emoții. Cu el însuși ne spune, așa cum el însuși ne spune, un creator de sensuri preocupat să dea înțeles unei lumi atât de puțin înțelese. În concluzie, suntem în prezența unei personalități complexe, pluritalentată sau multitalentată, cum vă place termenul, ajunsă pe culmile gloriei și celebrității, prin truda de dincolo de talentul său născut, și sublinează acest lucru extrem de frecvent în cartea pe care o am. Dacă, Paul, îți doresc o viață lungă, plină de succese și lumină, sporește prin lumina ta, lumina noastră, de care avem nevoie atât de mult în aceste clipe de restriste și de incertitudine. Vă mulțumesc, domnule profesor! Mulțumesc frumos, aplauze pentru domnul profesor Dumitru Constantin Dulgan. Dragi prieteni, după cum vă spuneam, în cartea mea veți găsi o parte importantă a României, așa cum o văd eu, cu oamenii care au marcat-o. Vor fi mereu contestatari a orice facem. E valabil în cazul tuturor, stați liniștiți, nu doar al meu. Eu nu mă adresez lor și nu mă interesează părerile unor oameni care nu știu nimic din ce fac, care nu mă cunosc, care nu îmi știu activitatea, munca, zbuciumul și care preferă doar să se agațe de automatisme convenabile. Nu sunt vreun perfect și nu am pretenții de a fi considerat vreun model. Dar totuși zic eu că în țara aceasta în care atitudinea lasă de dorit pe zi ce trece, eu încerc să păstrez în tot ceea ce fac decență, un bun simț și vreau să cred că o calitate a muzicii și a cuvântului rostit. Parafrazându-l pe colegul meu de la TVR care scrie versuri, Narcisa Vădănei, aș spune așa: stăm la moarte, la rând, prea tăcuți ca în război, pentru o țară cerând ajutor înapoi, ca pe cruci să ne scrie într-un banc fără sens că am murit de prostie și am iubit-o intens. Stăm cu ochii în soare și nu știm ce așteptăm. E mai mult închisoare și-am uitat să luptăm. Țara asta de patimi, cu mișei și tăgadă, înecată în lacrimi și dureri o grămadă. Țara asta nu-și cere niciun drept capital, stă la rând la înviere
cu lumina în spital. Iar noi stăm de pază, temători, rezervați, ca să știm ce urmează când murim vinovați. Cimitirie în privirea unei țări ce se îndoapă, așteptându-și iubirea de la cei care o îngroapă. Ascultați acum, doamnelor și domnilor, un bocet al Naiului interpretat de Mădălina Lupu. Fără soare, prea goi, dar mai goi fără verb, aruncăm la gunoi zi de zi un proverb. N-avem noi mă în faptă, nu ne pasă de ea. Limba noastră-i departe de-a trăi și-a vedea. Fără soare, prea goi, dar mai goi fără verb, aruncăm la gunoi zi de zi un proverb. N-avem noi mă în faptă, nu ne pasă de ea. Limba noastră-i departe de-a trăi și-a vedea. Sunt străin într-o țară cu prea multe nevoi, cu o artă ce zboară tot mai mult dintre noi. Și mi-e teamă că în ceruri să plătesc noi avea la o vamă de văruri pentru patria mea. Thank you.
Mi se cere o ploaie ca într-o secetă în parte. Am uitat de războaie, am uitat ce-i o carte. Pică lumea din mine, s-a mai singur în mers. E mai simplu cu pâine, dar mai greu fără vers. Ni se cere o ploaie ca într-o secetă în parte. Am uitat de războaie, am uitat ce-i o carte. Pică lumea din mine și-s mai singur în mers. E mai simplu cu pâine, dar mai greu fără vers. Sunt străin într-o țară cu prea multe nevoi, cu o artă ce zboară tot mai mult dintre noi. Și mi-e teamă că-n ceruri să plătesc noi avea la o vamă adevăruri pentru patria mea. Și într-o foame de patimi, într-un tot în declin, nu mai am dor în lacrimi și-am ajuns un străin. Și-o iubesc prea măiastru, o nestinsă prigoană, iar din cerul albastru țara mi este icoană. Și într-o foame de patimi, într-un tot în declin, nu mai am dor în lacrimi și-am ajuns un străin. Și-o iubesc prea măiastru, o nestinsă prigoană, iar din cerul albastru țara-mi este icoană. Sunt străin într-o țară cu prea multe nevoi, cu o artă ce zboară tot mai mult dintre noi. Și mi-e teamă că-n ceruri să plătesc noi avea la o vamă adevăruri pentru patria mea. Sunt străin într-o țară cu prea multe nevoi, cu o artă ce zboară tot mai mult dintre noi. Și mi-e teamă că-n ceruri să plătesc noi avea la o vamă adevăruri pentru patria mea. Mersul, pentru că e greu să mai vorbești după astfel de vă momente iubim! Emoționante. Sunt străin într-o țară cu prea multe nevoi, cu o artă ce zboară tot mai mult dintre noi. Și mi-e teamă că-n ceruri să plătesc noi avea la o vamă adevăruri pentru patria mea. Mulțumim! Mulțumesc foarte frumos!
Sunt foarte fericit pentru această zi și pentru după amiaza aceasta și vă mulțumesc că ați venit și că sunteți alături de mine și sunt onorat că sunt în această instituție atât de specială. Mulțumesc încă o dată Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. Și noi ne bucurăm și suntem onorați și cred că nu se putea să găsești un loc mai potrivit, în București cel puțin. Acum trebuie să-ți mărturisesc că domnul profesor Dulcan, noi pregătisem o surpriză, dar domnia sa ne-a devoalat-o. Noi invitasem o mare doamnă a cântecului popular românesc, o emblemă a folclorului țării noastre, pe doamna Floarea Calotă, un mare intelectual. Aplauze pentru doamna Floarea Calotă! Mă bucur nespus că suntem împreună în acest templu al culturii. Acest eveniment îl datorăm marelui artist Paul Surugiu Fuego, colaboratorilor săi, muzicieni și poeți, instrumentiști, precum și prestigioasei edituri Bookzone. De ce îl apreciem și de ce îl iubim noi pe Fuego? Răspunsurile pot fi date în multe variante. Eu cred că și-a ales ca sens al venirii sale pe lume drumul care duce fără ocolișuri spre inimile noastre, ale tuturor. Și Dumnezeu i-a arătat pe unde să o ia de la începutul începutului, dându-i părinți și profesori potriviți, întâlnirile cu arta și mai apoi dorința de a face artă el însuși în mai multe forme. În această seară, bucuria lui de a ne dărui și de a ni se dărui nouă în două chipuri, cel al unei cărți și cel al unui compact disc cu 19 cântece. Cartea se pare că n-a vrut să vină singură pe lume și l-a inspirat pe Paul și l-a rugat să-i pună într-un buzunar secret cântecele din CD. Timpul în care cartea a cerut cântece era plin de privațiuni și teamă, de însingurare forțată, erau anii pandemiei pe care dorim cu toții să-i uităm cât mai repede. Și cartea și CD-ul poartă același nume, Confesiuni cu sufletul pe scena vieții. Artistul generos și plin de compasiune a tâmplărit cu dragoste și migală de bijutier darul din buzunărașul cărții. A avut tot timpul în suflet nădejdea zilei de astăzi că ne va întâlni și ne va îmbrățișa cu căldura muzicii, cu taina poeziilor care susțin această muzică. Braț la braț cu prietenul nostru Fuego, compozitori și poeți, artiști despre care el a scris în carte, vin spre inima marelui public într-un alai impresionant. Sunt toți aici, repet, sunt toți prezenți, chiar dacă unii dintre ei, acum, calcă cu tălpile goale peste pășunile înflorite ale raiului. Vreau să vă fac o mărturisire. De la primul contact vizual cu cartea, de la acea primă răsfoire pe care o facem cu toții când ținem în mâini o carte nouă, am avut sentimentul că Paul ne va împărtăși taina succesului său, taina curăției sufletești cu care își întocmește emisiunile de televiziune, forța cu care organizează și susține acele spectacole impresionante. Da, de la prima răsfoire am sperat că voi înțelege și de unde își ia
toate energiile creatoare, astfel încât arta sa de creație și interpretare să fie soră bună cu pictura și scrisul. Și toate împreună sunt legate între ele cu un fir roșu, nevăzut, al iubirii de oameni. Paul ne împărtășește taina urcușului în artă, mărturisește cât de atent trebuie să fie un artist încât să rămână pe o culme câștigată cu trudă, cum să-și păstreze discreția și rafinamentul, cum să rămână frate cu colegul de scenă și să se bucure de succesele lui ca și când i-ar aparține sieși. Care realizator de emisiuni TV, cu multă generozitate și căldură, pune în lumina reflectoarelor acel ceva special al artiștilor invitați. În felul acesta le recunoaște și le prețuiește creația. Paul Surugiu are un puternic sentiment al datoriei și al onoarei. Își iubește patria și națiunea. Cartea sa este girată de nume mari. Simpla lor rostire, sunt convinsă, va fi pentru dumneavoastră un îndemn la lectură. Rostesc doar patru. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, Grigore Vieru, poetul nostru mult iubit, Jolt Chereștei și Eugen Doga, doi inefabili compozitori. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați ascultat și vă doresc audiție plăcută, vă doresc lectură plăcută. Doamna Floara, e prea mult pentru mine. Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus aici, în această aulă, da, a Universității Centrale, dar vreau așa, pe nepregătite, cum se spune. Ați fost la mine la emisiune de curând și ați interpretat o baladă a României, așa cum o vedeți dumneavoastră, cu trăirile dumneavoastră, cu acele cuvinte rostite, cu atâta dăruire. Vă rog frumos, doar dumneavoastră, cu vocea dumneavoastră, în această aulă care are o acustică impresionantă, să ne interpretați această baladă. Sunteți de acord, dragi prieteni? Dragă Paul, ce am spus eu despre tine este ceea ce simt. Ești ceea ce vede toată lumea, nimic nu e prea mult. Și dacă ne uităm la fotografia care este pe copertă, nu e nici un pic de enfază, de teatralizare. Are un gest de-a dreptul regal și ne salută. Eu iubesc arta ta din toată inima, te prețuiesc din toată inima și știu că multă lume, asemeni mie, face același lucru. Cât despre cântat, voi încerca și îl rog pe îngerașul păzitor să fie lângă mine, pentru că dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, știți ce înseamnă o voce neîncălzită, dar o încălzesc la căldura iubirii mele pentru dumneavoastră. Din inimă de cetate, către țară și alte lumi, unde viețuiesc români, scrisă cu scântei din soare, pentru România mare, scrisă cu plânsul țărânii, ce nu-i iartă pe păgânii, ce ne calcă pe morminte și pe sfinții.
sfintele cuvinte sunați buciume din deal, să-l treziți pe Decebal, inima lui mare bate ca o tobă de cetate și îi cheamă în Ardeal pe toți domnii ăstui neam. Brâncoveanu Constantin, domnul blând și bun creștin, este aici cu ai săi feciori, peste veac luminători. Domnul nostru într-unire treaz, e și hor al boților, e și craiul munților, este aici Ștefan cel Mare, ce-a lăsat în grijă mare paza sfintelor hotare. Cât o fi pământ sub soare. Doamna Floarea Calotă, inegalabilă. Vă iubim! Mulțumim, doamnei Floarea Calotă. Un moment special, am vrut neapărat să cântați această baladă pentru că știam că publicul nostru o să reacționeze așa. Mădălina, să ne aducem aminte de Grigore Vieru. Care veșnic ne adună, vatra cea născut pe lume, limba noastră cea română.
pe pământ străvec și magic, numai dânsa ni stăpână, limba neamului meu dacic, limba noastră cea română. În aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ, și doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz, și doar în limba ta poți râde singur, și doar în limba ta te poți opri din plâns. Și dacă nu poți plânge și nici râde, și dacă nu poți mângâia și nici visa, cu cerul tău, cu al tău pământ în față, tu taci atunci, tot în limba. În al limbilor tezau, numai dânsa ni stăpână, limba doinelor de aur, limba noastră cea română, limba doinelor de aur, limba noastră cea română. Momentul tău acum, te rog să vii aici, lângă microfonul acesta. E ok așa? Te ascultăm. Aplauze pentru Mădălina Lupu!
Mădălina Lupu, eleva maestrului Gheorghe Zamfir. Sunt copleșit de toate aceste emoții, dragi prieteni, și nu glumesc când spun asta, pentru că am drag de România mea. Și nu doar declarativ, ci prin fapte concrete și prin emisiunea pe care o moderez de aproape 4 ani la televiziunea română, la TVR2, în studioul 3 al televiziunii române, emisiunea poartă numele Drag de România mea. În fiecare duminică la ora 15 ne puteți urmări, dragi prieteni, și iată că pe 2 octombrie revenim cu sezonul al 9-lea, care va fi special și care debutează cu o gală exclusiv dedicată unei mari artiste, care după mine este inima Maramureșului, doamna Angela Buciu, 80 de ani de viață, 60 de ani de carieră profesională. Dragi prieteni, eu cred că show-ul nostru de televiziune este o alternativă bună pentru ce se vede la televizor. Cred cu ardoare că nu s-a demodat clasicul și mai cred că nu e nici greu și nici imposibil să spunem vorbe mari despre cei care le merită. Nu este nici imposibil să îi celebrăm, așa cum fac deja de atâta timp în această emisiune. Mi se pare că modernismul acesta forțat, că nevoia de nou cu orice preț, ne stirbește din spiritul acesta național, ne leagă, ne lasă, dacă vreți, goi de principii și ne face să uităm că poporul nostru are oameni care îl slujesc dezinteresat. Poporul nostru are artiști plini de talent și nume care fac și au făcut istorie, niște legende, dacă vreți. Privind acum în sală, văd oameni pe care îi iubesc și le mulțumesc că sunt alături de noi. Stella Enache. Corina Chiria. Doamna Florea Calot, am spus, vă iubim. Mă uit să vă văd, dragi prieteni. Mirabela Dauer, dar și-a pus pălărie. Prietena mea Mirabela și-a pus pălărie. Mioara Velicu. Matilda Pascal Cojocărița. Doamna Felicia Filip. Îmi pare rău că nu vă văd pe toți, dar mă uit așa să vă văd mai bine. Îl văd în primul rând pe Dani Constantin, compozitorul, inginerul de sunet de ani de zile în televiziunea română, la braț cu Marina Almășan, care face istorie în fiecare zi. Nu știu, Ștefan e aici? Cigu? Ah, Ștefan, nu te-am văzut lângă. Avem și reflectoarele în ochi. Marele dirijor, violonist, muzician. Elisabeta Turcu, care reprezintă mușcelul, și mergând către colegii mei tineri, formația Lesis, Valentina Fătu, reprezentanta teatrului de revistă, era și Daniela pe undeva, Gheorfi, dar nu știu pe unde a plecat sau dacă mai este, Simona Florescu, aplauze, cu Ioana Dichiseanu. Sper să nu uit pe cineva, dragi prieteni, dar important este că sunteți alături de mine. Iana Novac, îți doresc succes la Sala Palatului. Brândușa Covalciuc Ciobanu, mulțumim că ai venit.
Așa, și ce să vă zic, pentru că vorbim despre TVR și despre emisiunea mea, mi-am dorit ca astăzi să fie aici și să spună câteva cuvinte o persoană care pe mine mă inspiră foarte mult, de la care avem cu toții atâtea de învățat. Este unul dintre marii profesioniști de jurnalism ai acestei țări. Este publicist, doctor în filologie, prozator, critic literar, poet, lansând una dintre cele mai de succes trilogii orientale ale ultimilor ani, vândută în sute de mii de exemplare, iar de câțiva ani buni realizează la televiziunea română, la TVR2, un proiect excepțional, poate cea mai curată și mai educativă emisiune de televiziune de la noi, în care stă la taclale cu idolii, mic dejun cu un campion. Așadar, doamnelor și domnilor, o personalitate marcantă a României contemporane, doamna Daniela Zeca Buzura. Doamnelor, domnilor, eminent auditoriu, bună seara! Dacă sunteți aici pentru Paul Surugiu Fuego, deci prietenii lui, sunteți și prietenii mei. Sunt onorată. N-am să spun multe cuvinte, pentru că s-au spus deja multe și valoroase. Timpul dumneavoastră e prețios. Am să adaug doar două secvențe foarte scurte. Am fost odată, s-a întâmplat să fiu odată la Chișinău, când știam foarte puține despre acest tânăr, Paul Surugiu, care spunea foc, fuego. Și firește că m-am dus la sala mare a palatului să-l văd și să-l ascult, să-l văd în relație cu publicul. Trebuie să știți că între miile de suflete care vibrau cu el, un băiețel s-a ridicat și a zis cu vocea lui de înger: el e un prinț. A fost cea mai curată. Cea mai curată și veritabilă autentificare, așadar. Există, dragii mei prieteni, și aristocrații legitime dincolo de orice argument. Poți să vii din Ardealul României, poți să vii și desculți de la Turda și să faci ce face Paul pe scenă, în viață, și să fii prinț de adevăratelea. Sunt onorată că este prietenul meu. Dacă aș fi vreodată obligată să fac repede, să alcătuiesc cu arca lui Noe, în care să iau doar pe câțiva, pe el l-aș lua cu siguranță, nu ca să ne cânte, nu ca să ne încânte, ci ca să ne țină împreună, pentru că el face totul din aură. Să nu-l credeți în cartea asta superbă pe care o am citit-o pe Nerăsuflate, și dumneavoastră o veți citi tot la fel, și el zice așa: sunt un ardelean de treabă, politicos, gurmand. Nu e doar atât. Nu e doar atât. El are talent literar, are talent jurnalistic și are încă ceva. E ales de Dumnezeu, eu așa cred. Am să închei... Închei spunându-vă doar atât, că mie personal mi-a dat o lecție mare de generozitate, de politețe, de bun simț și de trudă, de a ști cum muncește el în platou. Când l-am văzut, am încetat să mă plâng și să spun ce grea e profesia noastră. Nu mai spun asta de când îl cunosc pe el. Și tot în ordine personală vă fac părtașii acestei mărturisiri. Și anume, la începutul anilor 2000, pentru mine personal,
România a început să fie alta când în sala palatului, dragi oameni, unde stăteau suflete crispate și băteau din palmă și spuneau Ceaușescu pe CR, a venit acest om cu aura lui, cu șansonul lui. Mie nu-mi place cuvântul muzică ușoară, deloc. E un anume șanson, nu franțuzesc, românesc s-a dea, care e doar al lui Paul Surugiu. Ei, el, cel care avea, era un copil fără carte de identitate în momentul FAST al anului 1989, a reușit să mă facă pe mine, cea născută ceva mai devreme, cea care era în stradă în decembrie 89, să mă facă să uit că în sala aceea în care el cântă și o umple ca nimeni altul, au fost lacrimi, au fost dureri, au fost torturi. El a schimbat asta și e mai mult decât orice aș putea eu să spun. Vă mulțumesc! Mulțumim, Daniela! Mulțumim! Din flori de gheață, culese de pe lună, ți-am pus cândva pe cap eu o cunună. Din cer ninja, cu îngeri printre stele, fulgi erau lacrimi și voalmire mele. Din flori de gheață, culese de pe lună, ți-am pus cândva pe cap eu o cunună. Din cer ninja, cu îngeri printre stele, fulgi erau lacrimi și voal miresei mele. Anis potop peste iubirea noastră, s-au așternut troiene de amintiri și îngerul unei nori, al unei nopți albastre, am înghețat printre atâtea iubiri. Da, anis potop peste iubirea noastră, s-au așternut troiene de amintiri și îngerul unei nopți, al unei nopți albastre, am înghețat printre atâtea iubiri. Viscole simțirea și secole, ne-am mai răbda iubirea. Colinde de regrete se aud surd în pustie, e frig la noi în suflet, e iarnă pe vecie. Anis potop peste iubirea noastră, s-au așternut troiene de-amintiri și îngerul unei nopți, al unei nopți albastre, am înghețat printre atâtea iubiri. Da, anis potop
peste iubirea noastră s-au așternut troiene de amintiri și îngerul unei nopți, al unei nopți albastre, am înghețat printre atâtea iubiri. Sunteți formidabil, vă mulțumesc frumos! Dragii mei prieteni, versurile acestea sensibile fac parte dintr-un album întreg cu cântece de Crăciun. Eu îmi cânt cântecele de Crăciun, nu am doar împodobitul bradului, să știți. Am 8 discuri cu cântece de Crăciun, eu nu cânt colinde tradiționale, cel mai bine știe să facă asta cu simț de răspundere Ștefan Hrușcă, care aduce colindul tradițional din Maramureșul istoric. Aceste versuri, ca și multe alte versuri, sunt scrise de un suflet special care își pune toată dăruirea în a face lucruri frumoase. Este crescut exemplar de o mamă aparte. Îl invit în fața dumneavoastră pe fratele meu mai mare, așa îi zic eu, poet, scriitor, jurnalist, doctor în teologie și directorul editorial al trustului de presă Gândul, Adrian Artene. Audiență, bună seara! Împodobim cuvinte în această seară. Distinsă doamnă, primiți felicitările mele pentru că vă îngrijiți de acest altar al cuvintelor. Altar care a primit și parohii cuvintelor în această seară. Domnul academician Răzvan Teodorescu, domnul Constantin Dulcan și toți ceilalți care au fost pe această scenă, neincluzându-mă pe mine aici, am crezut că s-au diluat emoțiile, le-am colectat eu spre final pe toate. Vă mărturisesc faptul că la început, când Paul s-a referit la Octavian Ursulescu și a afirmat e prea mult pentru mine, mi-am spus în gând că încă nu m-a ascultat pe mine. Înainte de toate cele ce vor fi spuse de către mine cu privire la această carte, vreau să-ți mulțumesc că m-ai făcut martorul construcțiilor tale. Construcțiile lui Paul vorbesc. Mă întrebam de ce m-ai invitat pe mine să rostesc câteva cuvinte, de vreme ce cred că pentru tine cel mai potrivit vorbește ceea ce tu construiești. Sunt grăitoare aceste construcții ale tale. Această carte, una dintre ele, am să vă explic imediat de ce am venit și cu cea de-a doua, această carte pe care o lansezi astăzi, este o carte care face parte din construcția ta, este o carte care nu e deloc amorfă, e una vivantă, așa cum sunt cântecele tale, cum sunt picturile tale, și fiecare pagină în sine ne grăiește. Ai debutat în 2021, imediat vă voi face dumneavoastră o surpriză, dar o surpriză mai mare lui. Mă simt ca la o reuniune de familie. Găsesc în sală atâtea persoane dragi, o găsesc pe soția mea, una dintre fiicele mele, mama mea,
soacra mea, nașa fiicei mele, celelalte fiice. Sunt persoane atât de dragi mie, foarte multe persoane pe care le îndrăgesc. Marina, ți-am spus mai devreme că mă simt ca și un maestru de ceremonii pentru că urmează lansarea ta. Vă spuneam că mă simt ca într-o reuniune de familie și din această carte ne zâmbește într-un capitol, inclusiv socrul meu, care se află acolo în rai, pe acea pajiște pe care o evocați dumneavoastră. Înainte să mă îndrept spre această sală minunată, care poartă și numele unui rege care a deșteptat acest neam, am citit ce ai scris despre socrul meu și mi-au rămas lacrimi pe carte. Va trebui să cumpăr altă carte. Spuneam că ai debutat în 2021. Construcția ta literară nu se rezumă la această carte Confesiuni. Eu am crezut că știu totul despre tine. Probabil mulți din această sală au avut același sentiment, că știu totul despre tine. După ce am străbătut cartea aceasta Confesiuni, am constatat că e construcția ta mult mai amplă decât mi-o închipuiam, construcția literară. Cartea pe care ai scris-o în 2021 este așa ca un album și vă invit să o procurați. Știu că este într-o ediție limitată, unicat, nu a fost destinată comercializării, dar dacă puteți să o procurați, bucurați-vă de ea. Eu întrebăm un pic pe Adrian acum, pentru că eu mă bucur că ai venit cu această carte. Editura Regal d'Art, Regal de Poezie, de la Botoșani, de fapt este o asociație extraordinar de importantă pentru noi artiștii. A editat mai multe cărți de acest gen, extraordinar, impecabil. Nu am văzut cărți mai frumoase, vă mărturisesc. Excepțional lucrată, o carte care a ieșit alături de Asociația Regal d'Art și trebuie să-i mulțumim doamnei notar Lili Bobu, pentru că și Adrian se mândrește cu o operă de artă. O doamnă admirabilă. Și doamna Daniela Zeca Buzura se mândrește cu o carte realizată de această asociație, Horațiu Mălăele sau Ana Blandiana, Grigore Vieru sau Nicolae Dabija. Este o carte care nu este pe piață, ea este în toate bibliotecile mari din România și nu a fost realizată pentru comercializare, să spunem lucrul acesta, pentru că sunt cărți extraordinar de scumpe. Și eu îți mulțumesc că astăzi ai venit cu această carte, pentru că îți dai seama, am amintiri extraordinare atunci când mă gândesc cum a fost scrisă. Se numește Învățând Sublimul. Eu am reîntâlnit sublimul citind-o. E așa un album olimpian, îmi place mie să spun, în care mă adâncesc periodic, ca într-o meditație. Și de câte ori o recitesc, redescoper sublimul. A fost lansată chiar, cred, la o expoziție care l-a avut curator pe domnul academician Răzvan Teodorescu. Da, la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, dacă nu mă înșel, da. Și este un interviu cu Paul. Paul care, în răspunsurile lui, creează o antologie a poeziei contemporane prin răspunsurile lui și este această carte așa, ca un arc de triumf al poeziei. Răspunsurile mele pentru acest interviu sunt citate din diferite poeme și din marea literatură românească. Interesantă carte. Am spus să nu răspund, să răspund în versuri, dacă vreți, și în cuvinte speciale pe care le-au spus cândva înaintașii noștri. Subtitlul cărții, mă reîntorc la cartea pe care ai lansat-o din urmă, nu e ultima, de aici încolo începe practic biblioteca mea să cunoască cât mai multe semnături ale tale și să le primească, să primească cu drag. Această carte cu subtitlul Cu sufletul pe scena vieții e un îndemn să-l descoperim pe Paul și m-am descoperit inclusiv pe mine acolo, pentru că nu numai că sunt martorul construcțiilor tale, dar sunt și parte din carte. M-am măgulit atributul pe care mi l-a atașat, profesionistul cuvintelor, și îți mărturisesc faptul că nu știu dacă te pot răsplăti cel puțin la fel cu o serie de cuvinte eclatante, dar m-am străduit. Personalitățile despre prietenia cărora
Paul scrie în această carte, Confesiuni, îl definește și sunt măsura sufletească a lui Paul, pentru că dimensiunea reală a unui om, până la urmă, este conturată și de prieteniile pe care le-a dobândit și le dobândește. Ți-am mulțumit la început, așa am început aici, mulțumindu-ți că sunt martorul construcțiilor tale, acum îți mulțumesc pentru prietenia pe care mi-a așezat-o în palme și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de prietenul meu. Mulțumim, Adrian! M-am simțit în această seară ca la o rugăciune colectivă pentru limba română și pentru România întreagă. Mulțumim! Călători în trenul vieții, prindem zorii dimineții, poposind adesea pe cărări îmbrățișați de timp. Adunăm în suflet vise, ne certăm în zile închise și deschidem ochii atunci când mâinile se ating. Călători în trenul vieții, prindem zorii dimineții, poposind adesea pe cărări îmbrățișați de timp. Adunăm în suflet vise, ne certăm în zile închise și deschidem ochii atunci când mâinile se ating. Mai e vreme pentru noi să iubim iar amândoi, într-o zi cât într-o viață. Mai e vreme pentru noi, după nori și după ploi, mai există o speranță. Mai e vreme de iubit și cuvinte de rostit, mai există rost în toate, pentru zilele ce vin. Mai avem câte puțin să fim suflete aproape. Rătăcim pe drumuri multe, am lăsat în urmă sute de răspunsuri și întrebări din care viața m-a învățat că trăiești numai odată și că viața nu te iartă. Doar iubind mereu cu sufletul, trăiești cu adevărat. Și dumneavoastră? Mai e vreme pentru noi să iubim iar amândoi, într-o zi cât într-o viață. Mai e vreme pentru noi, după nori și după ploi, mai există o speranță. Mai e vreme de iubit și cuvinte de rostit, mai există rost în toate, pentru zilele ce vin. Mai avem câte puțin să fim suflete aproape. Să fim suflete aproape, să fim suflete aproape. Dragi prieteni, vreau doar atâta să vă spun, că această carte este deschisă ca și mine.
fiecare regăsindu-se măcar într-o frază de-a mea. Iar în finalul cărții, după cum e firesc, veți descoperi confesiunile muzicale, alături de editorii de la BookZone, cărora le mulțumesc încă o dată, cartea se găsește și pe bookzone.ro, cărora vreau să le mulțumesc pentru idei, pentru profesionalism, pentru dăruire. Am hotărât să adăugăm acest material discografic cu 19 cântece pe care le-am lansat în acești 2 ani de pandemie. Ele au fost mai multe, dar din cauza că CD-ul e atât de mic, am reușit doar 19 cântece să introducem pe CD. Acolo veți descoperi sensibilitate, emoție, răbufniri, dacă vreți, manifest, romantism, fix exact ce sunt eu și ce cuprinde și cea mai mare parte a repertoriului meu. Aș vrea să mulțumesc celor care mă suportă și care în anii aceștia au sădit și ei puțin în parcursul meu, pentru că n-am fost chiar de unul singur și m-am bucurat mereu de ajutor, de sprijin moral, afectiv. Am nenumărate cunoștințe și totuși puțini prieteni adevărați. Am, bine, mulți dintre acești prieteni pe care i-am sunt în sală și vă spun, dragilor, că vă iubesc nespus și vă mulțumesc că astăzi ați participat cu mine la acest eveniment. Am învățat că fiecare incorectitudine a celor din jur față de mine se răsplătește cu o nouă performanță, cu o altă provocare, trecută, zic eu, cu brio. Să știți că nu mă cred un star, nu sunt cel mai și nu am milioane și miliarde de fani, așa cum spun internauții. Sunt ancorat în realitatea mea și în cea din jur, credeți-mă. Nu-mi plac multe lucruri, pe unele le comentez și le exprim răspicat, pe altele le țin doar pentru mine. Am temeri cu privire la cei pe care îi iubesc și mă gândesc cu disperare la faptul că sunt cel mai tânăr dintre prietenii mei și curând, mai devreme sau mai târziu, pe rând ei vor dispărea. N-am primit absolut nimic de-a gata în viața mea și am încercat din tot ce am să ofer și altora. N-am cerut nimănui nimic, nu sunt cu mintea în nori și n-am niciun suflet puritan. Sunt în schimb un om sensibil, poate prea sensibil, pe care îl emoționează cel mai banal fapt și pe care îl întărește orice experiență puternică. Plâng deseori și nu mi-e rușine să recunosc asta, pentru că lacrimile nu sunt slăbiciune, ci o dovadă a trecerii și a înțelepciunii și a faptului că umanitatea nu e ceva jucat sau trucat, ci o înlănțuire de sentimente firești. Sufletul meu, de mai bine de 29 de ani, aparține publicului. Și nu spun asta ca să dea bine în discurs, ci pentru că asta e realitatea vieții mele de mai bine de 29 de ani. Pe scurt, eu sunt Paul sau Cipi, așa cum îmi spun toți cei din familie. Sunt artistul Paul Surugiu Fuego și omul. Nu fac diferențe între aceste roluri. Iubesc publicul, iubesc intimitatea mea, atenție, nu mă dau în stambă, nu epatez cu absolut nimic, îmi pun sufletul pe scena vieții, pentru voi, într-o continuă și deplină confesiune a vieții mele. Vă mulțumesc și vă iubesc!
Ce bine a fost când a fost rău, muream pe atunci de dorul tău. Era un timp care a încăput viața și moartea într-un sărut. Era un timp care a încăput viața și moartea într-un sărut. Ce rău e azi când este bine, când nu mai mor de dor de tine. Nu zic cântări și nici suspine, dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Totul de atunci părea nespus și frunzele cădeau de sus și timpul blând curgea înapoi, iar Dumnezeu ținea cu noi. Și timpul blând curgea înapoi, iar Dumnezeu ținea cu noi. Ce rău e azi când este bine, când nu mai mor de dor de tine. Nu zic cântări și nici suspine, dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Vă iubesc! Azi totul e așa firesc, nu mai urăsc, nu mai iubesc, nu mai bocesc, nici nu mi-i dor, nici nu trăiesc și nici nu mor. Nu mai bocesc, nici nu mi-i dor, nici nu trăiesc și nici nu mor. Ce rău e azi când este bine, când nu mai mor de dor de tine. Nu zic cântări și nici suspine, dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Azi nu mă sting de dorul Tău și sunt bătrân ca Dumnezeu, gândind la cele vremi divine. Ce bine a fost când n-a fost bine, gândind la cele vremi divine. Ce bine a fost când n-a fost bine. Ce rău e azi când este bine, când nu mai mor de dor de tine. Nu zic cântări și nici suspine, dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Ce rău e azi când este bine, când nu mai mor de dor de tine. Nu zic cântări și nici suspine, dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. La 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 la
Dragi prieteni, vreau să vă invit în foaier să facem autografe, să vă dau autografe, să facem fotografii, să socializăm. Mulțumim frumos! Vă iubim! Mulțumim!